cum între domnul Spina, ați spus acum câteva secunde, că nu sunt. În cazul și în care noi vorbim fi, aici despre nu, faptul că în cazul în care ar fi astfel de elemente, ele nu vor fi luate în considerație deloc de partea moldovenească. Pe noi ne interesează exclusiv aspectul economic. Și anume, asta a stat despre la aspectul baza economic, ne spune mai multe domnul Tofilat. Domnul Tofilat, am revenit la dumneavoastră, sper că ne auziți, vă auzim. Vă aud. Bună seara din nou. Nu știu cum auziți voi. S-aude? Da, rog regie un pic sunetul mai tare aici în platou. Să-l auzim mai bine pe domnul Tofilat, ca să avem un dialog. Domnul Tofilat, iată, avem... Da, m-ați întrebat de preț. Deci, despre preț nu pot să vorbesc. N-am bunei netulie și în ouă nu ghișesc. Bun. Păcat! Da. Dar totuși, da. Avem, iată, ne-am pomenit... Putem face așa niște estimări. Spre exemplu, pentru noiembrie-decembrie, va trebui să procurăm gaz urgent. Aici prețul e scump, se apropie de 1000 de dolari. Din ianuarie, poftim, pentru anul 2022, putem contracta gaz deja prețurile 600-650 de dolari. Pentru 2023 putem lua cu 300 de dolari. Deci situația asta cu prețurile mari este una temporară. Cred că în primăvară deja se va începe echilibrarea stării astea. Domnul Tofilat, iată, această stare de urgență totuși este o, este o decizie necesară astăzi? Declararea stării de urgență? Da, sau se putea de... situația în care ne aflăm. Deci, la sfârșit de septembrie am văzut cum a procedat Gazprom. Ne-a impus condiții nu tocmai favorabile. Mai am avut un contract pe termen lung, legat cu formulă în funcție de prețul la carburanți. Acum Gazprom ne-a trecut la prețuri de bursă, prețuri spot, care sunt 3 ori mai mari, și ne-a limitat cantitatea de gaz. Ca pentru Moldova, Gazprom nu a găsit 30 de milioane de metri cubi. Nu, pentru comparație, Gazprom exportă în Uniunea Europeană 180-200 de miliarde de metri cubi. Deci noi vorbim de o cantitate pentru Moldova care la nivel de marjă de eroare din marjă de eroare. Deci e 0,3% și 0,2% din ceea ce exportă Gazprom. Acum, ca să nu ne pomenim în aceeași situație acum la sfârșit de octombrie, noi trebuie să avem planul B, plan de alternativă. Dacă nu ne înțelegem cu Gazprom, să nu înghețăm. Deci guvernul acum ce face? Pregătește varianta de alternativă să putem găsi, să putem procura gaz din alte surse. Și în cazul în care situația devine critică, cine ne dă o mână de ajutor? Rămâne să vedem, deocamdată se poartă discuții. În principiu, noi azi putem lua gaz din oricare sursă doriți. Putem să luăm din Qatar, din Statele Unite, da, da, putem din Australia, totuși din Egipt, de unde vreți. Întrebare e în altceva. Deci noi ne referim că nu vrem să ajungem în aceeași situație acum la sfârșit de lună, când nu avem de ales și trebuie să acceptăm orice condiții ale Gazprom. Respectiv, acum guvernul pregătește, spunem așa, își face temele pe acasă, să avem alternative, să avem pârghii de negociere cu Gazprom. Și eu cred că principalul scenariu este totuși să agreăm cu Gazprom un contract pe termen lung la condiții favorabile. Admiteți că până la sfârșitul lunii avem un contract semnat? Pentru că totuși a rămas puțin eu timp. Cred că da. Eu cred că da, mai ales că să nu uităm de fapt că Gazprom tot are nevoie de acest contract. Bun, hai să nu zicem Gazprom, Gazprom doar vociferează deciziile care se iau la Kremlin. Deci autoritățile din Federația Rusă tot au nevoie de acest contract între Gazprom și Moldova Gaz pentru a putea livra gaz în stânga Nistru. Da? Deci eu nu cred că Moscova e gata să lase în frig o bună parte din cetățenii de stânga Nistrului care au cetățenie rusă. Da? Moscova tot timpul spune că noi protejăm interesele cetățenilor noștri. Iată, eu vreau să văd cum Moscova se decide să lase în frig și în criză umanitară regiunea Transnistria. Deci ei puțin probabil că vor refuza încheierea unui contract. Deci scenariul de bază rămâne ăsta. În afară de asta, revenim la decizia cu stare de urgență. Deci, actualmente, după lege, aprovizionarea cu gaze, funcția de serviciu public, o are Moldova Gaz. Moldova Gaz nu are capacități financiare să iasă piețele internaționale să procure gaz. Vorbim de sute de milioane de dolari potențial costuri de achiziții. Deci Moldova Gaz, având datorii de peste 8 miliarde, nimeni niciodată nu o să-i dea bani cu împrumut. Respectiv, aici intervine traderul de stat, Energocom, care la fel are licență de import a gazului și Energocom deja
primește oferte și trebuie să aibă disponibile resurse financiare. Pentru că ofertele care vin de piața spot pentru, nu știu, noiembrie-decembrie, ele sunt valabile 3-4 ore. Deci trebuie să iai decizii de urgență. Dar, repet, eu cred că scenariul de bază este negocierile cu Gazprom. Și de aceea, ca să fim gata, să putem negocia la egal, avem nevoie de aceste surse alternative, ceea ce face acum guvernul. Pe lângă asta, cel mai mare consumator de gaze, termoelectrică, a fost trecut pe păcură. Asta înseamnă, nouă ne va trebui cu 30-35% mai puțin gaz să ne acoperim necesitățile. Pentru că păcura acum e mai ieftină decât gazul de Gazprom. Pe perioada stării de urgență, da, Comisia pentru Situații Excepționale a impus mai multe măsuri. Probabil ați văzut aceste discuții pentru că am urmărit ce scriu și experții, dar am văzut mai multe reticențe și întrebări privitor la punctul 7, instituirea de instrumente rapide de colectare a plăților de la consumatori pentru gazele naturale folosite. Așa. Și vreau să ne explicați, iată, ce înseamnă aceste instrumente rapide de colectare a plăților. La ce să ne așteptăm? Din punctul meu de vedere, ce se întâmplă? Dacă admitem că mergem pe scenariul 2, când Energocom va procura gaze, Energocom nu are contracte semnate cu clienții, cu consumatorii. Respectiv, el va livra acest gaz către Moldova Gaz și Moldova Gaz îl va livra consumatorilor. Acum trebuie să găsim o metodă cum noi banii colectați de la consumatori de la Moldova Gaz îi transmitem la Energocom. Probabil despre asta este vorba. Credeți că am putea ajunge la acest scenariu? Nu știu dacă... Nu, puțin probabil că o să ajungem, dar noi trebuie să fim gata de orice scenariu să ne ajungem în situația care a fost acum o lună. Și aici este încă o întrebare. Da. Domnul Vovov, care o întrebare la dumneavoastră? Aici este încă o întrebare referitor la dacă va veni gaz și de la Moldova Gaz și cumpărat din altă parte. Respectiv, va veni prin aceeași conductă. Cetățeanul, când îi se va spune că trebuie să achite, că nu știu care va fi prețul, dar respectiv el va achita pentru gazul inclusiv luat de la Moldova Gaz. Adică nu vor putea separa aceste gazuri. De-aia este important ca să avem claritate. Nu, problemă, le separ pe volume. Deci, și de fapt, nu acest, e nicio problemă. Acest punct 7 exact este pentru aceea ca, de fapt, Energocom nu doar de la Moldova Gaz, de la Moldova Transgaz, cei care transferă gaz, fiindcă Moldova Gaz este doar cel care achiziționează, fiindcă conform pachetului 3 energetic, noi avem cel care furnizor, care cumpără de la Gazprom sau pe piața internațională și în loc de Moldova Gaz poate fi Energocom, este Moldova Transgaz, care sunt toate rețelele și Chișinău Gaz sau Ierlovei în gaz. Așa deci ar trebui să fie, dar avem exact, noi exact. Avem situația. Nu, așa, colegi, Energocom cumpără gaz pe piață. Deci Moldova Transgaz deține rețele, Chișinău Gaz deține rețele. Ei nu au contracte cu consumatorul final. Ceea ce ține de facturare este serviciu aparte, se numește serviciu de furnizare. Furnizorul nu deține niciun fel de rețele, el doar achită pentru folosirea acestor rețele. De aceea noi vorbim totuși de Moldova Gaz. Domnul Tofilat, pentru că mai avem puțin timp până la publicitate, am înțeles că am văzut opiniile experților că cea mai mare problemă de fapt este la nordul țării, la Bălți. Corect? Pentru că acolo sistemul de gaz e centralizat și funcționează doar pe gazele naturale. Nu, probabil s-a referit domnul Ion Muntean, dacă nu greșesc, la situația că CET Nord nu are instalații care lucrează pe păcură sau pe cărbune. Eu nu văd o problemă în asta pentru că gazul oricum va fi. E întrebarea de preț. Deci Bălțul nu se va pomeni fără gaze? Nu. După alegeri. Pronosticul dumneavoastră totuși, după alegeri, spune domnul Răniță, pronosticul dumneavoastră totuși este prețul care? Mi-e greu să spun. Aproximativ, oricum faceți niște calcule. Nu, haideți așa, scenariul nostru de bază trebuie să fie să agreiem cu Gazprom prelungirea acordului care a fost semnat încă în 2007. Adică prețul gazului se stabilește în baza formulei legate de prețul la petrol și derivate din petrol. După această formulă, noi, începând cu octombrie, trebuia să primim gaz la prețul $214. Și după anul nou, deja prețul se ridica la 280 sau ceva de genul ăsta.